we found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake. Seara frumoasă! Bună! Cum te numești? Lisa Carată și am 16 ani. Foarte interesantă această abordare a piesei. Am auzit vreo 3 personalități. Și toate 3 interesante, foarte interesante. Adică o să ai, o să ai ce să faci, da, cu ea. Iartă-mă pentru personalitățile interesante. Lisa, de unde vii? Din București. Mă, dar vorbea Irina, mă. Da. Vorbea. Da, lasă pe mine, vorbea, nu mă deranjează. Irina. Dacă, da, și eu vorbeam, dacă mă întrerupe bună seara... Corea, nu mă deranjează așa tare, să știi. Lisa, de unde ești, draga mea? Din București. Vreau în primul rând să-ți remarc atitudinea ta vestimentară, care este cât se poate de rebelă. Mulțumesc frumos. Vocea... Tata i-a făcut blugi. Vocea, în schimb, are câteva tonuri. Vocea ta are o înțepătură formidabilă în acut și mi-a plăcut foarte mult. Spune-mi, tu ai o trupă în București. Cânți undeva? Am avut o trupă. E părăsit? Nu mai e, din păcate. Așa-s trupele. Dar, da, proiectele încep, se termină. Și Beatles s-au despărțit. Am avut o trupă de pop. Am cântat cover-uri pop. Am cântat jazz, clasic. Am făcut clasic 2 ani. Clasic? Da, unde? De acolo clasic. Era sunetul ăla. Adică tu vrei, ai studiat și canto și bel canto și ai studiat, nu? Da. Care este aria ta preferată? Aria 51. N-am o arie preferată. Iartă-mă, deși potrivirea dintre... Nu, mi-am dat seama că stilul clasic nu era pentru mine și m-am mutat la jazz. Ce foarte bine, ai făcut o mutare bună. Da. Am și o întrebare, dacă mi este permis. Ce te face fericită aia? Deci eu te fac fericită. Vrei să mă alegi pe mine sau... Cine te face fericită? Deși apropierea dintre tine și Horia și potrivirea este mai mult decât evidentă, aș vrea să te întreb ce ai fi făcut în cazul în care s-ar fi întors și alte scaune. M-aș fi dus la Horia. Am înțeles. Vorbesc serios, pe bune. Vino, mă, să te pup, mă! Mă, Lisa, mă, vino, mă! Vino, mă! Aoleo! S-ar fi dus la mine, mă! Draga de tine, Lisa! Lisa, eu cred că ai o voce foarte frumoasă. Am prins pe cineva care din prima are încredere în mine. Deci ea are încredere în mine acum, pentru că ea a vrut să vină la mine din prima clipă. Cu atât mai mult, cooperarea noastră va fi senzațională. Efectiv, nu pot decât să-mi frec mâinile, să zic, băi, am niște voci frumoase, abia aștept să lucrez cu ele. Și abia aștept să lucrez și cu Lisa. Doamne și domnule, este Lisa Calotă!